Bună dimineața, suntem în noiembrie, am revenit pe Balta Sălbatică unde tot am făcut toată vara filmări. După cum se vede, plin de frunze pe deasupra apei. Dau la râmă, am reușit să iau 2-3 bibănei. Încerc să selectez bibănei, să nu intru eu mai mici, să intru unul mai mare. Uite, se vede acolo pluta cum o tot bate și se duce cu ea. O să stau câteva ore. Sper să prind ceva ca să vă pot arăta. Da, după cum se vede, mi-a pus un crăcan special. Și uite, mi-a dus deja pluta. Așa, dar cum îi pe ea bibănelul, să sperăm că o să atragem ceva biban mai mare. De data asta și dincolo cum îl duce, extraordinar. Da, uite așa, a pus o râmă și trage de coada de râmă și uite, un bibănel. Trebuie să acționez repede, că altfel îi înghite cu totul. Deci, bibanul este foarte, foarte activ astăzi. E foarte greu să pescuiesc momentan cu două brețe, că cum o las, cum îi pe ea. Deci am aruncat. Nu trec, aici măcar e cârligul gol, că n-am mai alimentat. Uite, deja e pe ea. Haide să vedem. Uite. Am schimbat pe vierme, că râma mă rupe de codițe. Și am zis că mai bine las la vierme. Vezi mișcările mai... Uite, cum am dat... Dar mă vii banii pe vad. Da, s-a început să se încălzească, circa 10 grade. Cred să fie ora 10. Da, am deja, uite, câțiva bibani de loc aras sau alte specii de pește, deci doar răpitorul de bibănel e activ. Da. Un alt bibănel. Hai că încerc în astea 2-3 ore cât stau să facem 100 de bibani. Toți vor fi eliberați. Am schimbat pe vierme de ceva timp. Opa! Uite pluta la asta. Hai! Frumos! Da, exact cum am lăsat-o, care reușesc să-i scoți,
Asta iar un ghițit cu totul, să încerc să-l să scot câligul. Da. Vedem dacă este așa ușor, dacă nu, trebuie să folosesc degorjorul. Opa! Ceva frumos. Uite-l aici, oho! A, ce frumos este asta, da. Mai apar și ei pe... Uite ce frumos, bibănel. Asta da. Gura-i de el. Înțepat chiar sus. Uite așa. Extraordinar. Iarăși am pus o râmă aici. Iar o trage de râmă și... Hai să vedem. Hai, iar o duce. Da, da, o duce, o duce. O pățică de râmă pusă pe cârlig. Hai să vedem. Uite-l așa, acum ai schimbat, da, uite, de data asta nu-i biban, că e o, nu știu, boarță. Singurul care pe lângă biban mai este activ, în rest, absolut nicio specie nu a mai luat. Hai, hai, hai. Uite la ei, mă. Între timp trage și la cea din dreapta. Hai să vedem. Uite. Uba. Da, asta l-am scăpat. Da. Da, bibănuș. Cred că facem ceva număr până la terminarea partidei. Da, deci alternez când cu râmă, când cu verme. Când trage la una, nu trage la cealaltă și tot așa schimb. Dar la râmă e tare dificil că prindem codița și trage după el. Bine, vezi care sunt mai hotărâți și la bibănei. Uite-l ai. Așa, e frumos. Deci stai tare vârgat. Vârgat. Da. Așa, nu, hai să vedem. Din coace iarăși o dus-o cu totul. Hai să vedem. Hai să vedem dacă e acolo un șomăg ăla de frunze. Pac! Ah. O boarță din nou. Deci acolo pluta e băgată sub apă, iarăși ceva bibănel. La distracție. Uite-l aici. Activitate. Așa. Iar un înghițit. Extraordinar. Cum îl lași un pic mai mult, cum înghite. Astfel am ajuns și la final. Asta 2 ore. Am să număr câți am luat, bineînțeles că nu sunt ca și cantitate mare, e doar strict de număr, de distracție.
mai mult bibănei și haideți să vedem practic câți au fost. A, uite că sunt și ceva mai mari. Nu, bun, hai să vedem. Astfel. Astfel avem așa. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18, asta nu-s bibani, 19, 20, 21 și cel mai frumos bibănel de astăzi, dacă ar fi fost toți așa, ar fi fost extraordinar. Da, foarte frumos. Da. Și 22. Probabil au fost mai mulți care au mai scăpat, undeva 25-30. Cam asta a fost ediția de astăzi. Până la primăvară aici nu vom mai veni. Rămâneți cu bine, să ne vedem data viitoare. Fire întinse!